Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care a decis și starea temporară a emisiei Canal 5 Maestro FM, a lăsat 5 posturi TV fără licență de emisie prin retragerea actelor permisive. Este vorba de primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 și Canal 3. Motivul invocat este încălcarea solicitării Consiliului de a furniza dosarul complet de informații în care nu au fost prezentate datele despre toate conturile sale bancare. În cazul fiecăruia ar fi fost identificate tranzacții ce ar confirma afilierea cu Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Printre participanții la ședința acestei structuri se numără premierul Dorin Recean, directorul Agenției de Investiții, cel al SIS și CNA, ministrul Mediului, al Agriculturii, Justiției, directorul APP, dar și șeful serviciului VAMAL. Canal 5 a solicitat instituțiilor respective să ne confirme dacă într-adevăr au avut reprezentanți la această ședință și să ne spună la ce oră a avut loc întrunirea, ce decizii au fost adoptate și care au fost argumentele care au stat la baza retragerii licențelor celor 5 televiziuni. Serviciile de presă ale instituțiilor enumerate nu ne-au răspuns însă la mesaj, iar directorii acestora nu au reacționat la apelurile noastre. Anterior, când a avut loc ședința Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, la care s-a decis sistarea licenței Canal 5, ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a declarat că nu a participat la discuții. Numele său însă figura în procesul verbal. Ședința din 24 mai a fost ultima a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, organizată de Agenția Națională a Investițiilor, după ce secretariatul Comisiei a fost preluat de Agenția Servicii Publice. Textul hotărârii și procesul verbal al ședinței a fost publicat de Consiliu abia pe 30 mai. Reprezentanții Orizont TV, fondatorul căruia este compania Arhitoc, au declarat pentru Canal 5 că la dispoziția autorității au fost puse absolut toate documentele solicitate, inclusiv confirmarea tuturor tranzacțiilor în valoare de peste 10.000 de lei pentru anii 2022, 2023 și 2024, cu indicarea conturilor curente. În ceea ce privește afilierea cu Plahotniuc și Șor, așa cum reiese din documentele publicate de Consiliu, nu este clar cum anume și pe baza căror fapte s-au făcut astfel de concluzii. Reprezentanții Orizont TV insistă că acțiunile Consiliului de Investiții Strategice, a cărui componență este aproape identică cu cea a Comisiei pentru Situații de Urgență, condusă la fel de premierul Recean, sunt motivate politic și reprezintă o persecuție față de pozițiile și materialele neconvenabile guvernării, pentru că prezintă critic situația din țară. Cât despre postul de televiziune primul în Moldova, căruia la fel i-a fost retrasă licența prin hotărârea din 24 mai a Consiliului, menționăm că aceasta expirase în decembrie 2023, iar Consiliul Audiovizualului refuzase să o extindă. Amintim că pe 20 martie Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a decis sistarea temporară a valabilității actelor permisive ca și măsură preventivă ale companiei Media Content Distribution, care gestionează Canal 5 și Maestro FM. În reacție, Canal 5 a declarat repetate rânduri că toate acuzațiile aduse postului TV sunt niște falsuri grosolane fără nicio probă sau justificare legală. Cu referire la subiectul, 8 asociații de media au declarat că anterior mecanisme juridice ce presupun sistarea emisiei fără o decizie de judecată au fost declarate neconstituționale și, prin urmare, organizațiile au recomandat autorităților să renunțe la astfel de practici. În același timp, sistarea emisiei Orizont TV, alături de alte 5 posturi TV, a fost condamnată de mai multe ONG-uri de media, printre care Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Electronice și Centrul Access Info, care au reproșat lipsa argumentelor și probelor care au stat la baza deciziei. Menționăm că Moldova a coborât 3 poziții în topul libertății presei realizat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Organizația franceză atenționează că starea de urgență impusă din cauza războiului din Ucraina a fost folosită de autorități pentru a suspenda licențele mai multor posturi de televiziune în ajunul alegerilor din 2023, fără transparență adecvată cu privire la motivele acestei decizii.